Și în momentul în care iubim, trebuie să dăruim totul. Și scopul nostru într-o relație de iubire trebuie să fie aceea de a-l face foarte fericit pe celălalt. Și în momentul în care noi nu ne iubim pe noi și suntem pe o stare de minus intrând într-o relație, noi facem din celălalt o cârjă. Așa. În momentul în care noi iubim, atragem iubirea. Este foarte important să ne dăm jos aceste scuturi de apărare, pentru că foarte mulți și-au închis sufletul și consideră că le e frică să iubească și au renunțat la iubire. Pentru că un gen de scut de protecție, pentru că ei consideră că iubirea le aduce suferință, bătăi de cap, de aceea este un act de curaj să iubești. Și în momentul în care vrei să fii iubit, este primul pas cel mai important, este să iubești. Cum să iubești? Intens, profund și fără măsură. Pentru că este mai bine să iubești decât să... Mai bine să iubești și să pierzi o iubire decât să nu fi avut niciuna, niciodată. Și de aceea este bine să alegem iubirea și ca și în iubire și în orice domeniu, învingătorii, să știți că se riscă. Și... Într-adevăr, într-o relație de iubire există momente conflictuale, momente de neînțelegere. Asta arată că este o relație dinamică în care celălalt ne oglindește limitele și problemele pe care le avem și putem să învățăm foarte mult. Putem chiar să ne transformăm foarte mult într-o relație de iubire, dar să nu facem un fel de război ca și cum am fi în două locuri opuse, pentru că noi, de fapt, suntem în aceeași barcă și suntem, de noi depinde dacă este un drum frumos, sublim. Și important este ca să existe o iubire împlinitoare, este iubirea reciprocă, pentru că dacă noi iubim și suntem într-o relație cu o persoană care nu prea e în relație cu noi și nu iubește de asemenea, poate să producă o stare de suferință și de neplinire. Cât de mult să iubim, măsura care să iubim este fără măsură. Pentru că dacă noi iubim și dăruim fără măsură, cu aceeași măsură, între ghilimele, vom fi iubiți și ni se va dărui, pentru că este o lege a Universului. Pentru că atât cât iubești și cât dăruiești, atâta vei primi chiar în zecit. Iubirea, într-adevăr, nu are vârstă. Poți să fii îndrăgostit la orice vârstă și te cunoști marea iubire, indiferent de vârstă. Și iubirea, să știți că ne menține tineri. Și într-adevăr, dragostea este un singur suflet. La un moment dat, când împărtășești o iubire cu celălalt, simți că ești un corp comun, că ești mai mult decât cât ești singur. La un moment dat te simți susținut. În anumite momente mai dificile, chiar și în momentele de fericire, le împărtășești. Și, într-adevăr, o iubire mare nu presupune să fie doi oameni
doi mari oameni, ci ea poate fi cunoscută de către oricine. Și aici am încheiat cu un citat dintr-o scrisoare care te iubesc dincolo de toate motivele și mă bucur că ești în viața mea. Te iubesc. Pentru că în momentul în care iubești, nu poți să spui că te iubești, că îl iubești dintr-un motiv sau altul, ci pur și simplu îl iubești așa cum este, fără să vrei să se schimbe într-un anumit fel. Deci aceasta este secretul, să iubești intens, profund și fără măsură și să împărtășești reciproc aceasta. Și această mare iubire poate fi trăită de către oricine și la orice vârstă. Mulțumesc!